Floare naturală? Îți place. Era naturală. Da. Nu, era avea și o chestie ceva așa. Nu mă... avea o chestie. Hai, poate apare și ei. Da, unii la așa. Deci, să mă arătesc ca unii. La, e la mod, aici nu trebuie. Ce e? Cred că o să rămâneți aici la naș, moașele și nașele. Mările tale v-a avut și m-a zis. Domnului să ne rugăm. Doamne, în numele Tău, Doamne, Dumnezeu adevărul și al unui născut Fiul Tău și a tot cele sunt, pun aia pe Sfântul Ionuț Dominic și Nerissa... Să aștept numele tot ce s-a păzit la Părmâna Glorătate. Nu, e, pui nume ortodox.
depărtează dânsi în ceea ce veche și umplă-i de credința cea tânără și dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu de la și născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din tot ce sunt. De lor, Doamne, să umple în toate poruncile Tale, Doamne, să facă ce e bine făcute Ție, să păsească ce văzute Ție. Când le va face omul acesta, va fi prin trânsele. Scrie pe dânsi în cartea vieții Tale și împreună cu Tura moștrii Tale, ca să păsească dânsi și prea Sfântul Tău, al iubitului Tău fi al Domnului nostru și toate prea diavol, ce arte ducurile necurate. Te lepe Satana de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, toată fia lui. Te lepe Satana de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată fia lui. Spune, mă lepe de Satana. Te lepe Satana, mă lepe de Satana. Te lepe Satana, mă lepe de Satana. Te lepe Satana, mă lepe de Satana. Sulele de Satana închis simbolic și scuipă pe el. Te unești cu Hristos, m-am unit cu Hristos și crezi lui, cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Simbolul credinței. Da, și aveți datoria în viață să vejiți de fiii voștri de fii ca și proprii voștri copii. Să învățați în primul rând taine credinței, Sfânta Cruce, Tatăl nostru, Crezul, Psalmul 50, Sfântul adevărat, Apărături, Doamne, cele 10 cruci. Să țină sărbători, să vină la biserică, să respecte fețele bisericești. Să nu le pide botezul, în primul rând, că își pierde mântuirea scugul la sectii. Dacă un singur botez, o singură credință, un singur domn. Pentru asta vreau să spun, eu am avut datorie de preot, v-am conștientizat, dar de-a judecat. De asta rolul arunat și se spune rătruncii. Răzut, în numele Crâncilor, în rângurile pădării, s-a repărat de Satan, ce-i rău, și urmează ce vine în viață și se evite rău. Voi aveți datoria de a urma, de a ajuta, să fii creștini adevărat, să nu se revin din ortodoxii, din botez. Un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur botez. Efeseni 4:5. Bine. Te-a unit Hristos, m-am unit cu Hristos. Și crezi lui, cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-a unit Hristos, m-am unit cu Hristos. Și crezi lui, cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-a unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos. Și te închinui și faceți nașe și nașe, sunt acolo și mă...